Oh, mi-aș dori să mă ghideze cineva. Poate cineva neînfricat și bun? Cineva ca... Îngerul păzitor. Unde sunt? Permite-mi să-l prezint, prințul Ivandoe. Păi asta e fantastic! Ce? Căci și eu sunt prinț. Prințul Pletaurite din regatul căpcăunilor. Și am un scutier. Unde s-a ascuns? Oh! El e Florian, mi-e scutier și cel mai bun prieten. Bine. Rămas bun, pleteșmete. Stai! Dacă ți-arăt calea secretă, mă ajut să evadez? În lumea de sus? E un schimb corect, sire. Da, bine, dar numai când. Uite așa. Intruși? Ce? Ha, bine gândit, Florian. Iute, acolo! Pentru calea secretă trebuie să trecem prin Cala Haus. Păi se întâmplă să fiu cel mai bun actor al generației mele. Iar asta? Cine ești? Dar cum îndrăznești, domnule? Nu-l împungi pe prințul ăla? Colți de fier! Vărul meu regal! Ce? A venit aici să studieze... pietre! Oi, o față de varză! Eu le place pietre murdare și pietricele și de-astea! Oh, ia uită-te la asta! E superbă! Ce? O spatele! Nu arată, căpcăun! Mai nu, nu arată! Pare mai mult un nataflet, nu-i așa? Așa e. Pentru că e din minele de sulf din nord? Așa se explica și mirosul. Oh, mulțumesc, bun domn. Uite-l că mănânc. Gata, am terminat. Da, târătoare! Bun, chiar ar trebui să plecăm. Păi, pa, pa! Ne vedem mai târziu! Lumea de sus, unde pot începe viața! Să nu mai fac asta! Cine e el? Oh, e ruda regală! A venit din alt oraș! Regele Colț de Fier mi-a ordonat să-i arăt tot regatul, așa că... Ruda? Pare mai degrabă... Cea mai frumoasă căpcăună din lume. Cum ai numit? Ai vrea să iei cina cu bătrânul Pietruț după tură? Poate data viitoare și armat în față de varză pe curând. Oh, voi număra secundele, doamna mea. Mua! Tu nu ești căpcăun? Ești, mergeți cu noi. Sau, aș fi tot, poate că accept invitația. Oh, mai sunt și alte căpcăunițe aici. Astfel vă condamn să fiți cina lui Seli alunecoasa. Luați de aici. Iarba verde? Nu-mi imaginam că e atât de... Da, păi, nu e totul așa. De frumos!